Neața bună! Ce faceți voi? Eu astăzi o să-mi fac niște tortițe cu dovleac. Am aici cam 100 de grame de dovleac. Eu l-am fiert prima dată în apă și după aia l-am pisat aici bine. O să pun un pic de esență de vanilie. Așa, de gust. O să pun un pic de scorțișoară. Aici, asta la dovleac e și un pic de nucșoară. Ar mai fi trebuit încă o mirodenie de asta, dar n-am avut-o. Așa, mestecăm tot bine. Și aici am bătut două ouă. Și aici am 50 de grame de făină de migdale, cam 4 linguri, cam așa. Și o să pun făină de cocos ca să fie cât de cât omogenă. Asta. Și o să pun și o linguriță de asta de praf de copt. Am pus două linguri pline de făină de nucă de cocos, că asta absorbe imediat tot lichidul și așa mi-a rămas. Și acum le pun cu lingura, le pun în cratiță, în tigaie, pe sobă. Pe placă. Și iată ce bine arată. Sunt o pufoșenie. Cu ouăle așa bătute ies mult mai moi. Și mă mai întrebați dacă pun ulei în tavă. Eu doar ung cu o pensulă de asta, cu un pic de ulei. Eu folosesc de cocos. Poftă bună!